Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, joi 11 octombrie 2018. Alături de noi, în această dimineață, consilierul local Adrian Arămescu. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi. Bună dimineața. Ce mai faceți? Cocoș. Bună ziua. Ați fost președinte de... Nu președinte, cum se cheamă? Președinte. Ba da, președinte, președinte ședință. Va veni rândul. Și va pleca rândul. A venit și a și plecat. A și plecat. Câte e? Vă două sau trei luni de zile, parcă? Trei. Trei luni, nu? Da. S-a fost dumneavoastră. Da. A fost spectaculos. Parcă ați transformat Consiliul Local în emisiuni TV. Nu. Anumiți consilieri, hai să fim un pic mai pragmatici. Nici cu dumneavoastră nu mi-e rușine. Anumiți consilieri. Domnul Arămescu, am zis, nici cu dumneavoastră nu mi-e rușine. Auziți, o chestiune specific românească. Au transformat Consiliul Local în arenă de circ. Da. Deci aduc tot felul de... Arenă politică, iar dacă domnul... circ e politică, da. Poftim? Adică politica, dacă e circ, da. Nu și politica, circ. Deci, ca să fim înțeleși. Acolo, cetățenii municipiului Suceava au ales niște oameni care se reprezintă și să găsească soluțiile cele mai bune. Am văzut. Dacă au niște cetățeni devenit în Consiliul Local, să asculte, să vadă cum se desfășoară, cum se pune problema pentru comunitatea suceveană, atunci poți să asiste și să asculte. Dar anumiți consilieri, că noi asta este problema poporului român, noi suntem un popor de circare, știți? Deci, până când această națiune vor da mâna și vor spune, mai mult ca atât polițienii, să spună, păi, nu-i tot e rău ce face primarul Ioan Lungu, nu tot e rău ce face PSD-ul, tot ce face liberali. Și să ia noțiunile bune, ideile bune. De la unul și la altul, România va merge numai înapoi. Cetățenii, asistați, cum vreți să le spuneți, ei au fost aduși în Consiliul Local. Deci, ca să facă circ. Da. Deci, exact. Eu am pus problema exact. Deci, a fost la ultima ședință pe care real, a fost adevărat. Prima oară când au deci venit. N-am pus-o răutăcios. Știu. A spus să găsim o soluție pentru cetățenii care stau prin anumite condiții sociale în căminul de la Industrial 2. Da. Să găsim o soluție pentru viitor ca să putem să-i mutăm de acolo. Acolo sunt două instituții, Inspectoratul de Stat de Învățământ și Colegiul Tehnic Petru Mușat. Acolo vin copii și avem probleme, copiii nu vor să vină la școală. Acolo sunt o parte de cetățeni care sunt de bun credință și o parte care sunt veniți și agresează elevii din colegiu. Și dar cred că soluția nu este cu camere. Soluția este să găsim altă locație. Și atunci a venit, a spus că xenofobie, eu știu ce e asta. Au spus că avem ceva cu cetățenii, nu avem nimic cu cetățenii care stau acolo. Cetățenii care stau acolo trebuie să respecte reguli. Să meargă la muncă, una, doi, să nu agreseze elevii din colegiu și trei, nu au ce căuta acolo. Dumneavoastră să cu vreodată prin zonă, să vedeți? Da. Ați văzut, nu? Da. Da. Și cum vi se pare zona? E de lucrat. Dar dacă avem situații... Nu este nimic de lucrat. Dacă avem, păi nu, e de lucrat, că dacă avem situații de astea cu probleme cu agresori, cu agresiuni... Nu, ați văzut departe, cum arată, cum spus covoare, aruncați, papuci, mizerii... Stai, să ne înțelegem. Înăuntru n-am fost. Nu, dar se vede. Se vede de la distanță. Nu trebuie ca să... acolo în căminul ăla, domnul... Câteodată nici nu trebuia să merge. Am mai avut noi un exemplu. Era aici, lângă Industrial 3, nu? Erau tot așa un bloc... Da. Deci... Păi, obișnuința aia de tip Italia. Fără să intre în Italia, numai ce au văzut din filmele italiene și au preluat din moda italiană. Aruncau totul pe geam. Era... Nu știu câte luni de zile s-au chinuit cu
igienizarea zonei. De la nu spun ceva. Aici, de la, la doi pași, în buricul și, târgului. Da. Și la italieni, care a fost soluția? Tot așa, au tot mutat. Dar cum i-au mutat, domnul? Până când sau aia care aveau de plecat într-o cum i-au mutat? La atitudinea cetățenilor a venit cu buldozerele. Da. Așa. Este. Nu știu dacă... Domnul, deci nu cred că au filmat din altă parte. Din Italia au filmat și ne-au fost prezentați pe televizor. Deci soluția este, dacă nu respecti reguli, asta e, da. Muți. Asta cu regulile e valabil pentru oricine. Vedeți, dumneavoastră, a spus că în Consiliul Local e sunt în Consiliul de Administrație la colegiu. La? La colegiu. La colegiul Petru Mușat. Da, Petru Mușat. Deci... Nu mai la acolo sau mai sunteți și în altă parte? Hai să sunt și la alte școli. Deci, cunosc de problema cel mai bine. Acum, și-au găsit o alei de acces. Deci, nu se poate prin curtea liceului să faci pelerinaj. Când mergi la biserică, foarte bine, mergi roată, mergi pe drum. Acolo este școală. Și trec toți cetățenii, indiferent de etnie, prin curte. Să vedeți, domnul... Au noi acum niște aparate dintre astea, mergi cu muzica dată la maxim, așa ca să-i impresioneze. Că el dacă nu are minte, el trebuie să iasă cu ceva evidență. Ori își pune coarne, ori se tatuiază, ori răcnește, că el atât îl duce mintea. Ei, și deranjează. Asta nu e tulburarea liniștii publice? Sau ordine dar publice? Da. Nu mai bine facem noi regulă. Închidem poarta... În instituția Colegiul Tehnic Petru Mușat trec și merg la școală elevi. Corect. Și s-a pus punct. Asta nu-i. Cine merge la biserică, să meargă domnule roată, că ar trebui să trezească mai de dimineață. Punct. Asta înseamnă. Și în momentul în care tu, cetățean, care stai acolo, nu ai plătit, că noi nu suntem, domnul Marius, nici în rai, nu poți să stai fără să nu faci nimic. Deci trebuie să faci ceva. Mai mult ca atât, trebuie să respecti munca celor care au investit acolo miliard și au făcut căminul ăla și l-a făcut zob. Sunt cetățeni și în căminul ăla chiar necăjiți. Sunt familii care sunt necăjiți. Dar sunt o parte care nu fac nimic decât distrug locația. Și pentru asta se poate implementa o regulă foarte clară. Adică trebuie pus în aplicare. Au un miliard și jumătate datorii numai la apă. N-ai plătit afară. Sau, cum am spus, cătat pentru 9 ani... Dar câtă apă consumă pe zi? Cum câtă apă consumă? Că el, dacă nu plătește, lasă robinetul deschis, merge, îl rupe, îl smulge de acolo. Asta face. Da. Uitați-vă dumneavoastră odată să mergeți să vedeți mormanii de gunoi. Și nu se poate, trebuie implementat regulă. Nu afară. Păi, vedeți dumneavoastră, două lucruri vreau să le, da. Să le spun la bun început. Unu, că aici trebuie să discutăm exclusiv de reguli, exclusiv de reguli, nu etnie sau cine știe ce. Dar nu avem treabă. Domnul, păi nu, domnul, ați spus că ați fost acuzat de... Hai să ne înțelegem odată cu etniile astea, cu tot, de orice naționalitate și etnie. Să te năg prostia, te-ai născut în România. Ești român ca și mine. Eu nu consider pe nimeni de altă etnie. Respecti reguli, muncești, comporți civilizat. Nu s-a luat prostia asta în față că eu sunt de etnie, că am dreptul. Nu mai ai acele drepturi ca și mine. Și s-a încheiat discuția. Nu vă certați mine că nu suntem român, adică. Eu sunt de etnie, eu nu găsesc că sunt discriminat. Cum e discriminat? Uite în ziar aici, cât e discriminat? Păi haideți că vă spun eu că există o discriminare discriminat, pozitivă. Auzi, există o discriminare pozitivă. Este ăla care merge la muncă, ca să ne înțelegem. Deci, și plătește taxe și impozite și altul toată viața ia ajutor social și iese la pensie din ajutor social. Ăla este discriminarea care muncește. Să vă arăt auziți, acolo sunt oameni și necăjiți. Câte locuri ca sunt să fim, fiecare... Ca să fim înțeleși. Sunt și oameni necăjiți, sunt și oameni care muncesc în căminul ăla. Trebuie cătat soluții pentru ei. Chiar trebuie făcut ceva. Situația noastră economică după revoluție care a creat haosul ăsta nu le-a dat posibilitatea ca să poți să-și ia o locuință. Vedeți că și un om care are venituri mai mari nu poți să ia o locuință.
Deci trebuie căutat soluții, trebuie căutat fonduri și mutat locația. Nu mi se pare normal ca între două instituții să stea anumite persoane. Dumneavoastră v-ați obișnuit așa, adică ca la ședințele Consiliului Local, dacă eu am zis ceva, asta e clar că e ceva împotrivă. Nu! Eu același lucru spuneam și în această dimineață. Nu prea mă dezic de lucrurile mele. În primul și în primul rând, aici discutăm de lege, regulă și ordine. Educație. Da, deci sunt trei chestiuni. Păi, la educație, nu vă supărați, aici ajungem. Educație, ceea ce la vă lege, spuneam, la lege. Există o discriminare pozitivă, pentru că orice poți să spui, dar le sunt pentru etnia romă, cel puțin, este o discriminare pozitivă. În fiecare școală, liceu, la facultate, au locuri rezervate, special, pentru a se educa. Fără examen. Păi atunci, haideți să spunem lucrurilor pe bune și pe cinstite, că de acolo o să ajungem la o dictatură a minorității. Da, în fine, haideți să nu insistăm prea mult. Făcea remarca că ați fost preț de 3 luni de zile președinte de ședință aici la Suceava. Vă spun sincer, țineți minte perioada aia în care la Rădăuți era circul de pe lume? Acum lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Alume. Pe ce să vă spun, 44 de puncte pe ordinea de zi într-o ședință și ședință strânată în două ceasuri. Adică oamenii au înțeles să facă administrație pentru rădăuțeni, pentru rădăuți. Toți. Și atenție, știți cum e acolo? Așa, are PSD-ul, are PNL-ul, are PMP-ul, are ALDE și mai e și un partid local. Da? Uniunea pentru Rădăuți, UPR-ul. Sunt 5 partide. Nici 2, dacă se adună, nu au majoritate. Da, am înțeles, domnul. Poate băieții... Și acolo lucrează lucrurile mai... Lucrează lucrurile. Merg mai bine. Ca să încheiem cu subiectul ăsta, că nu faci... Nu vă place? Mare... Place, n-ați văzut. Să nu facem audiență cu el. Nu, de făcut audiență, că noi nu am venit pentru audiență. Nu? Am venit să dezbatem, să vedem, ca să găsim soluții. Soluția este simplă. Trebuie căutat fonduri și făcut un loc, poate, și pentru alți cetățeni, că mulți cetățeni care chiar au o problemă, de a supraviețui. Așa e, așa nu au posibilitate și nu pot să stea pe stradă. Trebuie căutat o soluție și mutați în condiții și mai optime. Și căminul ăla trebuie redat ori liceului, ori la copiii ăștia care nu au loc la universitate. Deci asta este soluția. Fără ca să mai facem, spunem că de discriminare, nu este nicio discriminare. Toți sunt cetățeni români. Toți trebuie să contribuim, să muncim și să... Aici ați atins un punct foarte important. Dacă trebuie sunt 10-15 parveniți acolo, care cred că care nici nu stau în zonă, sunt veniți la alte rude sau ceva, care vin cu mașini, cu BMW-uri, pune muzică, iasă copilul de la școală, se aud manele, agresează copiii, vin încoace, că nu știu ce, că vrei să... Discuții dintre astea. Mai iau și portare de la colegiu, îi iau așa peste picior și îi agresează, că să-și vadă treaba lui, că dacă nu mai merge acasă. Am auzit eu cu... Cu reghiști, da? Da. Mm-hmm. Deci nu se poate. Nu se poate. Trebuie luat. Și asta o spune un consilier local din Suceava. Deci am auzit care... și să mai o dăm după... Unde nu este lege, e anarhie. Așa este în toată țara. Că nu... Ați văzut... Orașe, Buzău, agresați americanii aia. Pentru ce? Că nu este lege. Îl duce, îi dă 3-4 ani, stă acolo, face muș, statuează și vine acasă. Nu, domnule. Mănânci tu la ora 6, după amiaza, ia târna copul și fă centura. Pune copaci, fă canale. Și atunci nu-ți mai vine să mai vii să agresezi cetățenii. Da, simplu. Așa este în toate de statele lumii. Așa a fost sau este?
Este și la ora. Nu, 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 nu peste tot. Dar să fie că se poate, e clar. America și-a construit rețeaua de cale ferată și parte din infrastructură cu ocnașii. Da? Așa noi nu am făcut. Păi nu, noi, da, noi, nu. Nu am făcut. Noi, noi acum amnistie și grațiere, adică hai să ne plânge că n-avem loc. Haideți să fim serioși, deci la noi infracțiunile sunt la o cotă destul de alarmantă la, la nivel de țară. În mod special cele infracțiunile, criminalitatea pe partea asta e rutier. Vedeți, nicio treabă. Dar nicio treabă, nicio emoție cât de mică. În fiecare, nu există zi lăsată la bunul Dumnezeu să nu avem deschis aproape la întâmplare monitorul de Suceava de astăzi, da? Da, spune. Trei accidente, unul după altul, provocate de șoferi sub influența alcoolului, înregistrate în doar câteva ore în județ. Și noi ne plângem că mor oameni, ne plângem că nu știu ce, dar legea, vedem cam câtă greutate, că dacă ai ști că ai comis una de asta și după aia stai la ocnă, jumătate de an, un an, doi, trei, bă, nu cred că te mai atingi soluția de alcool și mai... Auzi, soluția e mult mai simplă, domnul Omar. Mai simplă? Deci, câtă mult mai simplă. Câtă vedeți dumneavoastră? Acum avem camere de luat de vedere, tehnica avansat, ei merg în echipaj. Mm-hmm. Așa filmează, deci... Nu sunt așa periculoși ăștia care au consumat, că și afară consumă un pahar de... Dar dacă noi, la noi dă voie să consumă un pahar de vin, el bea 5 sticle. Așa. Nu așa. Problema este la minte. El accelerează. Ați văzut în trafic. Accelerează, se pagă, se grăbește. Ca să arate el ce mașină. Totul e... Care prioritatea de nou, de nou la educație. Înțelegeți? Și dacă la două, trei... chestiuni de astea să-l bagi într-un program, e anulat permisul de tot... Da. De tot. Ăla nu mai are ce căuta în trafic. De credeți tot. Că n-aș zis câte cazuri sunt fără permis să fără se permis, atunci îl ducem unde trebuie. Păi simplu. Unde trebuie? Că aici ajunge cu toată discuțiunea. Citeam în presă zilele trecute un sextagenar, sau cum se spune, unul de 60 de ani, da. Și frasul de 59, da? Da. Undeva pe la margine. Da. Oamenii așezați, amintia. Deci, da? I-a prins poliția. Da. Ăla mai tinerelul de 59 din dreapta a sărit la bataie. La polițiști. L-au încătușat, se încadrează la ce era. Și leagă frasul. Citam ieri am citit, dar era în ziar de zilele trecute, în monitorul, da? Ăsta e 60 de ani. Bă, se presupune oareși ce maturitate, oareși ce școală, când a făcut-o, da, pe vremea lui Ceaușescu, da? Așezat la minte, da. Deci, oarecum mai așezat. Deci, 60 de ani, fără permis, beat la volan, mașina, ITP-ul expirat. Păi, adică există vreo contravenție sau ceva la care n-am... Da. Aici este o problemă, dar problema cea mai mare, domnul... Adică n-a fost la referendum, este, nu? Nu, cu referendum. Păi doar 30% și doar în județul nostru. Este infrastructura. Deci infrastructura generează cele mai multe victime din punct de vedere al traficului rutier. Nu se poate, ați văzut ce a spus Corina Crețu și parlamentar. Deci, până când nu vor merge oameni, noi suntem o țară bolnavă. Deci bolnavă din punct de vedere al așezării sociale. Și au luat toți în funcție, apar toți nepregătiții, toți incompetenții, toți leneșii care stau. El de ce stă, domnul Omar? Pentru că nu știe, el i-a dus acolo. Vine încoace, fratele meu, stai aici așa, dar ce? El e șofer. Șoferul, ministrul, șoferul... Trece la fondul european. Și el stă, uitați așa, și joacă pe telefon o zi întreagă. Pentru că nu știe. Și ce spun? Lasă-mă fund. Lasă că știi colegul tău. Colegul lui tot un șofer e dus. Nu vreau să jicnesc. Așa. Dar vreau să spun un cetățean nepregătit. Și spun, lasă, du-te acasă, lasă. Așa. Și nu absorbim. Ce au făcut polonii? Ați văzut? Și-au adus 600... de lucrători cu minte nemți,
care știu să absorbă fondul. Așa trebuie să facem și noi. Au pus alți cetățeni polonești lângă ei, au învățat și au absorbit fondul. Dom'le, nu știi, ia-ți unul și pregătește. Avem copii tineri și competenți care putem să... Nu au cum să ajungă. Săraci și-au trăisut să îmbăț și pleacă săraci afară. Vedeți de pe la ce vârstă au început să plece? Da. De la vârstă auziți? De liceu au început, da, să ne ia. Stau săraci, lucrează ca niște sclavi, contrar pregătirilor care ar putea să facă ceva pentru țară. Aici este tragedia noastră. Avem o problemă de așezare socială. Aici este problema. Și asta nu o să o rezolvăm niciodată. Ce spune dumneavoastră, mă uitam într-o zi, nu am nimic, o fi fost valoare. Domnul Meleșcanu are 150 de ani. Nu. Nu? Nu. Nu. Cam cât are? 70, 80? Da. 70. Oare în România noastră, foarte bine, ai fost, domnule, du-te și te odihnește, poate ești obosit. Tu poate uiți și unde mergi. De la o vârstă, da, așa se spune. Nu, dar uiți unde mergi. Tu te duci să reprezinți. Dar nu sunt atâția băieți tineri, bine pregătiți și patruți, cu voință de a face treabă. Și ca el sunt o grămadă. Tu te mai omul și te odihnește și mănâncă pensia aia mare. Lasă, că oricum n-ai făcut nimic, niciunul n-a făcut nimic. Că am trecut de Africa. Mai este un continent, că nu mai știu. Bă, n-ați făcut nimic, stai acolo și dormi, că automat cu, tu deja ai pășit pe teritoriul celălalt. Ești în drum, Sfântul Petru. Lasă din pace. La cât am mai studiat-o pe tema asta, ca să ajungi la Sfântul Petru să porți o discuție cu el, că am trebuit să faci fapte bune, adică e un pic mai, da, da, este mai Petru, complicat pentru poate, unii, poate cel este, puțin din spectrul ăsta. Poate este Sfântul Petru bun și Sfântul Petru rău, nu știu, depinde de pe ce traseu luat. În partea aia, altă, recomand pentru specializare pe domeniul ăsta, în mod special este... Ce drept, e greu de citit, e domnul, carte grea, domnul Marius. Dar Ivan Turbică îi poate lămuri. Ia spuneți-mi măsură. Dumneavoastră, așa, nu, noi mergem, deci dacă mergem în ritmul ăsta și nu facem, deci tot ăștia care au condus România sunt aceiași din 90. Sunt aceiași, mai puțin Adrian Năstase. Cel Adrian Năstase s-a schimbat sau cum? Auziți că nu înțeleg. Mai, în rest sunt toți aceiași. Gândiți-vă dumneavoastră așa, ce spune că a plătit. N-a plătit nimic pentru cât rău a făcut acest personaj poporului român. Fără, deci, când, pe timpul cui s-a vândut Petrom, Eon, gaz și tot. Spune că ne-au băgat unii pe an. Păi, oameni buni, unde eram noi? Noi trebuie să stăm acasă, nu avem treabă nici cu Uniunea Europeană. Păi dacă aveam bogății la noi, stăteam drept la masă cu orice cine. Eu trebuie să aduc o sticlă de uși ca să stau la vorbă. Eu stau acasă. Vi se pare logic? Da, să încerc să înțeleg logica noastră. Unde vă încurcați? Unde să mă încurc? Vă descurc eu, domnul Marius. În momentul în care ai ajuns în chirie în țara ta, plătești curentul cel mai scump din Europa, plătești producător de curent, plătești benzina cel mai scump. Puneți și motorina, că e tot acolo, e la pachet. Da, produsele petroliere. Da. Ți-ai distrus toată industria. Mai apărea un băiat, ați văzut la televizor, este un băiat vopsit pe cap. N-am văzut. Cum îi zice? Tot de aceeași generație. Cum el zice, nu știu că nu rețin nume, am un defect. Vopsit, asta. Gata, știu, da, care e vopsit. Auziți? Și începe să explice. Da. Păi omule, industria noastră, un morman de fier. Păi sunteți nebun, cum este un morman de fier? Că industria era performantă, se termină cu tâmpenea asta odată pentru totdeauna. Era corelată cu costurile energetice, cu, mă refer, petrol, gaz, curent, și aveai un cost de producție care ți-l stabilai și făceai export. Acum ce am făcut, domnul? Am tăiat tot. Dar am o singură problemă în industria. Au venit toți pârliții. Ce au zis? Domnul, băieți, după noi, potopul. Dai că aici avem o fractură de logică. După noi, potopul. Știți ce au făcut? Păi, dar niște, vă dați seama, nici nu poți să spui dacă îi spui prost. Sau rău, făcător, este un cuvânt mult prea dulce.
Nu poți să spui așa da, ceva. Vă rog să cum poți pe tu asta? Să distrugi o întreprindere, mă refer local, ca Iupsul? Domnul, ați fost vreodată în Iups? Da. Domnul, întreprinderea da? Aia trebuia să meargă, de să rupă. Cu pază de tratamente. Puteai să faci orice ce acolo. Vă dați seama ce căzi făcea. Acum, dacă duci și cumperi o cadă făcută, da. Dacă cumva te-ai împiedicat și ai căzut, ai șansă să stai tendoanele. Păi, da, eu nu știu cum puteți scădeți dumneavoastră, tăiați tendoanele, caz în față, cum să dar e de plastic. Da. Deci, plastic casant. Noi nu puteam să facem, aducea niște băieți țin ingineri și spunea, ia mă proiectează conform cerinței peții. Așa, cum să pună piciorul acolo, cu aia. Și puneai armata în poartă. Făceai o reorganizare, un management bun, mai dădeai vreo 35% afară și care rămâneau. Deci acum puteai simplu. Câți portare aveai, mă? 30. Camere de luat vederi, 3. Restructurai. Păi, câți oameni de servicii avem? 40. Băi, domnul strungar, ca să câștigi mai mulți bani, după ce ai strunjit, care singur șpanul? Făceai pesă mai de calitate și conform cerințelor pese și câștiga în țară la el, câștiga 1500 de euro la ora. După aia. Spuneam, bun, ok. Le luăm toate întreprinderile. Auzi, emisiunea asta. Domnul, deci da. Nu poți să spui și acum umbli. Unul umblă cu barbă și spune, ați văzut domnul care îl cheamă Adrian, pe da. Ce a vândut toți? Ne-a pus cu capul la iarbă. Nu te-a autorizat nimeni, măi, cetățenii. Nu te-a autorizat nimeni să vinzi munca părinților noștri, a bunicilor noștri, a celor necați care s-au jertfit să ne facă baraje, să ne facă instalații electrice, în ultimul cătun. Nu te-a autorizat nimeni să vinzi, să distrugi o națiune. Da. Nu te-a autorizat nimeni. Pentru asta trebuie făcut referendum. Domnul Marius, pentru asta trebuie... Băi, sunteți de acord, eu să vă vând și să vă las de în fric să vă și săraci? S-ar putea, nu, s-ar putea asta cu vândutul să funcționeze, dar de ce nu? De ce nu? Domnul, pentru că se discută auziți, de amnistie și grațiere. Cu referendum, cum s-a întâmplat cu referendum de dezinformare, așa s-a făcut și chestia asta. Deci s-a lucrat împotriva poporului român. A spus. De răspundere ministerială vă spune ceva? Care răspundere? N-ați văzut ce ministru a economiei avem? Râsul de pe lume. Dar e, de ce eu o spun? Vă referiți la domnul Andrușca? Vedeți auzi, că a zis deci, că îl dă judecată pe domnul Dușeanu că l-a să-l dea idiot. Judecată, auziți, domnul mare, da. Să-l dea judecată de 100 de ori. El tot atât de pregătit și atât de bun rămâne. Tot atât rămâne. Poți să-l dea judecată, valoarea lui e aceeași. Uitați-vă știți, dumneavoastră. O secundă. Că e și o fractură de logică la un moment dat. De acum e o fractură de logică sau mai de mult? Nu la popor român. De acum e fractura de logică. E de când n-avem conducători. Da. Fractura de logică sună publicitate, nu. Stai să zic asta, deci. Doamne, am vândut toată industria la fier vechi, da? Da. Bă, da, și fierul ăla face niște bani, da? Deci fierul ăla în sine, cantitatea face niște bani. Suprafețele unde au fost fabricile alea... Le-a luat șmecherii și iarăși, le-au fac dat și alea niște mobil, bani. Da. Băi, nu e greu. Eu, pe mine mi-a explicat... Drumul banului îl găsesc cel mai ușor. E atât de vizibil, e atât da. De că îl vezi unde e buzunarul, cu e doldura și așa mai departe. Adică, din toate chestiile astea, poți să ajungi. Deci, odată, toată industria a fost fier vechi. Da. Bă, dar unii s-au miliardat. Apropo de bancul da, care mi l-ai zis. Da, s-au vopsit pe cap. După aia. Doi. Ca să nu mai fie recunoscut. Industria română era energofagă. Bă, gata, nu mai ai industrie. Ai schimbat și toate becurile în toată țara. Nu mai ai alea. Deci tu acum ai excedent. Ai excedent de energie electrică. Da, și-o dai afară, ți-o vinde altul. Domnul bă, Mariu, da. Ți-o vinde altul. Nu, dar apropo de asta, n-am avut băieții deștepți din energie, alții care s-au miliardat? Da. Păi băi, oameni buni, luați drumul banului, luați banii înapoi și discutăm. Dar nu, eu înțeleg că DNA trebuie desființat, eu înțeleg că amnistie și grațiere, deși aveți cuvântul meu de onoare, eu nu înțeleg nimic din amnistie și grațiere. Și cui i-ar folosi? Publicitate, vă rog să-mi răspundeți la chestiile astea.